scaunului care domnește H, ca să slujim pentru privilegiul pe care îl avem că în această sabat să ne putem aduna aici și atunci de tare. Slujim pentru harul pe care ne-a dat fiecare dintre noi și te rugăm ca să devenim din tezien ora care ne stă înainte. Bine, te rugăm un cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi, pregătește, te rugăm inimile noastre, ajută-ne să fim receptivi și cuvântul acesta să contribuie la clădirea bisericii și a fiecare dintre noi. Binecuvintează-ne pe mai departe și în restul acestui sabat și ajută-ne ca prin tot ce facem să slăvim numele de acum și până în veci. Amin. Amin. Din credință cereți împlinirea oricărei făgăduințe pe care a făcut-o și primiți binecuvântare. Mă trebuie pentru pasul 500 de oameni, pasul 570. Apel. Cereți arde Dumnezeu pe împlinirea făgăduințe sale. Textul din Luca 6, cu 38, spune altul astfel. Dați și să vi se va da. Bancă vi se va primea în sân o măsură dublă, îndesată, plătimată, care se va vărsa pe deasupra. Aceasta este o părătuniță. Colecta din sabatul acesta este de teamnă de părătuniță și comunitățile. Rog de acum este în vederea și cineva.
cerul, ne-ai pregătit darul și iată că le-am primit. Îți mulțumim că putem să rătăm și noi pentru cei de lângă noi, pentru lucrarea ta. Te rog, Tată bun, fă-o să fie mare, ca să fie plăcută ție și să ne bucurăm împreună și cu alții de veșnicie. Ne pregătești multe, Tată bun, și știm acest lucru. Ne pregătești că într-o zi vom fi copiii tăi pentru vecină. Te rog să împlinești aceste pregătăințe în viața noastră. Ne pregătești că ne vom schimba cu adevărat și cu întotdeauna. Te rog, Tată bun, să ne schimbăm, astfel încât să fim plăcuți, să aducem slavă și slavă cât timp avem acest moment. În numele Iisus îți mulțumim și te laudăm, căci a ta este slavă și gloria. Amin. Amin. Este plăcut să ne închinăm împreună și este plăcut să ne închinăm împreună. Dar ca orice familie sunt momente în care trecem prin momente mai dificile. Și în această dimineață și în acest sabat, în fața dumneavoastră cu câteva motive speciale de rugăciune, pentru care am trebuit să ne rugăm în mod special. În primul rând, aseară, am primit o solicitare de rugăciune pentru o tânără care a fost instalată în Mureș, a fost operată pe creier și nu se mai trezește. Iar medicii sunt foarte rezervați și familia ne-a rugat să ne rugăm pentru ea. Ne vom ruga în această dimineață, dar vă rog ca atunci când veți merge acasă, când vă veți aminti de ea, numele este Mihaela, să o amintiți în rugăciunea dumneavoastră și să rugați pe Dumnezeu să lucreze în această familie. De asemenea, aș vrea să ne rugăm în mod special și pentru fratele Procurar, care, din câte am înțeles, este internat la infecțioase, la etajul 3, salonul 208. Și știu că s-a bucurat să știe că biserica și familia Dumnezeu se le-a aprobat pentru el. Și, în ultimul rând, vă invit să continuăm rugăciunea noastră și mijlocirea noastră pentru sora Adela, care, mulțumim lui Dumnezeu, au fost experiențe frumoase și dorim să o facă Dumnezeu pe brațele sale până la sfârșitul tratamentului și să putem să o avem din nou în mijlocul nostru. Pentru această rugăciune specială de consacrare, vă invit să ne invităm în picioare și vă rog pe fratele pastor să vină pentru a noastră. Înaintea ta, rugându-te să ai milă de noi. Suntem îngrijorați. Suntem îngrijorați, Părinte Bun, pentru ceea ce se întâmplă în biserica ta, în familiile noastre, și îngrijorarea aceasta, Tatăl Bun, noi nu putem ascunde. Venim cu ea în fața ta și te rugăm, Tată Bun, să privești asupra noastră. Astăzi sunt suflete care strigă după ajutorul tău. Ne alăturăm acestor suflete și strigăm și noi, Doamne, izbăvește-ne Tu. Vindecă-ne Tu și venim cu suferințele noastre, trupești și sufletești înaintea ta, rugându-ne să ne conduci în continuare, ca izbăvitor al nostru, ca mare medic, ca cel care liniștești sufletele noastre. Mă rog în mod special pentru fratele Păgurar, pentru Adela și pentru Mihaela, familii care strigă astăzi după tine, persoane care sunt mai mult sau mai puțin conștiente de situația lor, dar care astăzi au nevoie de ajutorul tău și te rugăm, izbăvește-le tu. Binecuvintează-le tu cu sănătate, cu putere, dar în mod deosebit cu încredere. Oprește în familiile acestea, Tată Bun, acest izvor al lacrimilor și transformă-l Tu într-un izvor de bucurie. Ajută-ne ca într-un final, cu încredere în Tine și cu speranță, ele să vină aici și să ne bucurăm alături de Tine, de ele, să vedem mâna Ta izbăvitoare
și să vedem cum Tu lucrezi în viețile noastre. Tată, te rugăm în mod special pentru aceste suflete, intervină Tu prin Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Thank you.
ați șoptit, vă aștept să dați în față și întâmplăm în povestire. Așa că vedea foarte, foarte greu. Ar fi fost foarte și mai fris dacă o mână de ține din satul vecin nu ar fi fost miloși și bun, venind în fiecare săptămână să-l vadă și să-i aducă de mâncare. Voi ați fost vreodată la cineva să-i duceți de mâncare? Câți dintre voi au fost? Poate la un moment v-aș amintie bolnavă? Ieșindu-i de putea de sfârșit chipul, bătrânul le simțea zâmbetul de vorbele pline de bunătate cu care îl urmă. Într-o zi, o vecină care observase vizitele repetate a oaspeților misterioși, îl întrebă: cine sunt încheșurile tinerii care vin în fiecare săptămână și te îngrijesc? Știam că nici matale, nici soția nu ți-a avut nepoți și cam că niciunul nu aduce cu neamul vostru. Nu știu vecina ai cum sunt și nu pot vedea cu cine seamănă. Dar pentru mine sunt ca niște îngeri trimiși de sus să-mi semineze bătrânețea. Apoi, dacă îngerii sunt ca ei, zise femeia muzicare, cerul trebuie să fie un loc frumos. Merită să-l aștept chiar și numai de dragul de întâlnit cu ei. În felul acesta, prin comportamentul lor și prin dispoziția de a face bine în mod desinteresat, grupul de fete și băieți aduceau bucurie în care inima pierdului om și au devenit exemplu care să deschidă calea spre cer și celorlalți care îi vedeau. Ei nu doar că s-au îngrijit de nevoile sărmanului bătrân rămas singur, ci au adus vindecare și pune sufletească și celor care îi puteau observa de la distanță. A face bine copilaș înseamnă nu doar să ai nevoile fizice ale oamenilor, ci să ajungi și la inima lor și să te preocupe sufletul lor. Așa este? Dragi copilași, avem nevoie provocare în fel de temă de casă. Edi, pe sabatul viitor, trebuie să veniți cu
putem, bineînțeles, pe care să ține cel puțin un moment. Trebuie să faceți, chiar dacă o să fiți foarte urmați cu școala și părinții voștri cu serviciu, cel puțin o vizită la un post care trăiește singur și plătit. Ce ziceți? Puteți să faceți lucrul ăsta? Da. Bun. Deci, la vreo viitor, veți avea fiecare câte un bilețel pe care scrie cel puțin un nume, da? Ce mai am ceva pentru voi? S-a dat în trecut, Marian, v-a dat aceste pete. Câți le mai aveți acasă? Toți copiii care vor să mai primească, o să vorbească cu Marian, mămica ta, și o să mai primească. Cu aceste bețișoare, te face că mă urmează foto. O să mă primești. Și eu v-am adus astăzi niște o surpriză care să vă ajute să frumusețe drama voastră foto pe care o să avem, în care o să avem poza cu fratele sau cu sora mai în vârstă care va fi invitată la voi la masă. Ce ziceți? Sunt interesant? Da. Super.
această dimineață am vrea să îmi dăm un bun venit special, Fratele Liceu Ceuba, și ne bucurăm că prin Harul lui Dumnezeu a reușit să ajungă în comunitatea noastră, iar în acest sabat vom avea parte de închinare alături de el și în această dimineață va găsi de Cuvântul lui Dumnezeu. Dorim ca Harul lui Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră și împreună să putem să aducem o închinare plăcută de Dumnezeu. Ce-i vrea să te faci mai mult și mai mult când te vei face mare? M-a întrebat un musafir de dincolo de soare. Vreau să fiu o virgulă și atât, Doamne, să umblu printre cuvinte și oameni și să se pară cinstit și clar ce este mic de mare, ce este strâmb de mine, ce este amar de har. Dar mai mult și mai mult când voi fi mare, vreau să fiu un cuc. Sunt de un frumănut, dar poate că voi putea să opresc ce doare. Și Creator m-a făcut un mic punct și deodată m-a făcut mare. Astăzi, vreau de dumneavoastră, am lăsat niște semne de punctuație. Ca o sănătate fraze, ca o sănătate expresie și faptul că noi dorim să fim virgule, un semn de exclamare, paranteză, arată că noi putem să dăm coerență vieții prin ceea ce Dumnezeu dorește să facă prin statutul nostru. Cuvântul este El. Noi am avut să fim niște semne de punctuație. În dimineața aceasta, care deja trecute în dimineața, am dorit să discutăm despre familie, în sensul publicității. Subiectul se intitulează publicitate pentru căsnicii. Și undeva într-o paranteză este un Z, în așa fel încât am putea să citim publicitate pentru căsnicii. Ceea ce îi dă un sens peorativ, un sens negativ căsniciei. Noi vrem să fie căsnicie în sensul sănătos al cuvântului, de aceea publicitatea trebuie să o facem odată prin descrierea ceea ce înseamnă frumos, sănătos și benefic, de ceea ce este stricăcios de pe cea prim și inadecvat. Asta vă mai citesc din acest volum de poezii. Bună ziua, noapte, se întâmplează. După aceea îi facem lansarea. Este o carte de poezii care te radiografiază și nu știu dacă toți au curajul să citească poeziile acestea, pentru că ele sunt niște oglinzi, niște reflectoare, în același timp, ne arată în detaliu cine suntem și apoi ne oglindim și ne vedem, practic, sănătatea vieții noastre, sau ceea ce am dorit să fie, dacă este în realitate. Ultima secțiune este orientată către cei cu probleme cu dizabilități, însă, citindu-le, îți vedea că se potrivesc foarte bine și naturii noastre, oarecum, handicapate din atâtea puncte de vedere, pe lumi și îngrezime. Textul de la început pe care ar dori ca să îl citim împreună se află în Luca 9, care spune așa, începând cu versetul 23, dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și atruce în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine va pierde viața pentru mine, o va mântui. Iisus face o publicitate vieții și spune viața, ca să aibă sens, ca să aibă altitudine, ca să aibă profunzime, va trebui să supere o pierdere. Și dacă suferă această pierdere, atunci câștigul este maxim. În principal, familia este locul în care noi ne definim cine suntem. Dacă aș începe cu o definiție care să fie cât mai clară, atunci aș începe cu următoarea.
Căsnicia este operația prin care vanitatea unei femei și egocentrismul unui bărbat sunt extrase fără anestezie. Cam acesta ar putea fi un punct de vedere al ceea ce înseamnă pentru noi familie. Este un loc al călătorilor, al luptelor, al vulnerabilității. Este un loc în care noi ne obișnuim să ne împărtăm cu noi înșine, pentru că asta presupune și o cunoaștere de sine care nu vine atât de bine decât numai prin pesticide. Aș dori să pornim în demersul acesta, asigurându-mă că dumneavoastră sunteți destul de maturi ca să primiți toate adevărurile pe care vi le voi spune astăzi. Și dacă unele sunt cunoscute, atunci va trebui să le prindeți în realitatea zilnică, iar altele care nu sunt cunoscute, să le puteți adăuga la bagajul vieții dumneavoastră de cămin și al fenomenului care urmează să se întâmple. Așa sunt stării tineri în ceea ce privește demersul lor de a se căsători, însă este o situație prea serioasă, căminul, ca să pornești cu o improvizație și să crezi că va ține căminul acela fără niște pregătiri pe care trebuie să le faci și care durează 20, 5 ani, 22, 27, 30. Spunea Socrate, știți foarte bine, căsătorește-te imediat. Dacă îi merești o soție bună, vei fi fericit. Dacă vei primire una aia, atunci vei ajunge filozof. Și lucrul acesta ar putea ca să încurajeze de mulți să ajungă filozofi în situația în care au în cămin parte de realitatea lor. Nouă a fost date unul dintre cele mai bune daruri. Și Dumnezeu ne-a dat o oglindă în care să ne vedem așa cum suntem din creștere până în tărgi și care poartă numele de partener de căsătorie. Dacă ar fi existat cumva un bilet explicativ agățat, acesta ar fi fost altfel, astfel, ca să te ajute să te descoperi așa cum ești. Deci, aici este locul în care Dumnezeu ne oglindește într-o realitate pe care uneori parcă n-am vrea să o cunoaștem. Căsătoria mă silește să mă gândesc în față cu sinceritate și să țin cont de cusururile mele, de egoismul, de atitudinile mele de creștine și mă încurajează să mă sfințesc, să mă curățesc și să cresc cu evlavie în cea mai momentată viață de parteneriat. Deci mi-a pus în față căsnicia o oglindă în care să văd, nu vă place lucrul ăsta, dar trebuie să spun, în care să văd păcatul. Căsnicia nu este doar chemarea la un romantism nesfârșit, nu este o chemare la lucruri care vor fi totdeauna fericite și bune, ci pur și simplu deveropează și discriminează în mine situații de bine și rău și mă arată așa cum sunt în cea mai corută realitate. Uneori e lucrurile greu de acceptat în primii ani de căsătorie, nu sunt cele pe care le descoperim la partenerul nostru, ci sunt cele pe care le descoperim la noi înșine. Citeam o carte interesantă de Mike Manson, Taina Căsătoriei. Stăteam în biroul meu și am socotit că nu este o carte mai valoroasă și mai bună ca această carte și pe când citeam se deschide ușa biroului meu scârțind, aducându-mi aminte de unele datorii administrative și doamna ei mea cu ochii mari sunt la mine și eu mă uit la ea, ea zâmbitoare, probabil că vrea să-mi dea un mesaj
mai fericit și zic, bun că vă iau. Asta este că îți fac o mâncare gustoasă, bun, delicioasă. Dar nu există un ingredient. Și dacă domnul meu ar dori să îmi facă serviciul acesta unei doamnei să dacă îmi dătrâni ca părinților pustie, atunci eu aș fi fericit, că ai și tine și partenerul meu în aceste vreți. Doamne, vă rog, acum am plecat. Era așa de fericit, ea e starăză, eu vreau să împlinesc unele datorii pe care și am în carte, vin și pun cutuța de buion pe care mi-a solicitat, masă, și plecat la cartea mea. Probabil că i-a trecut să mai stau de vorbă pe ea puțin, însă era o atracție teribilă, cartea aceea, taină căsătorie, știi? Și citeam până când ușa s-a deschis din nou, scârțind. Și spune, ce citește domnul meu? Zic, o carte care dă curaj de mână și pierde frumusețea. Nu, ce nu problemă, că tot frumusețea mea dacă pierzi pe acolo. Și dacă tu ai dori ca totuși mâncarea să fie gustoasă și plină și apetisantă cu tot ceea ce trebuie, dar am avut o discuție, domnul meu, până la mele imaj, aici o spație de tramvai, ca să ne ieși șernițele, pentru că nu mâncă, nu mâncă carne, dar dacă ar vrea, atunci poate ar și mânca ceva bun și consistent și proteine la mâncă. Ca tot, nu? M-am dus, m-a costat o stație de tramvai, am venit. Și am zis, punând șnițele de acolo în ținea mea, cred că este ultimul lucru pe care îl fac. Mai că după un timp, când eu aprofundam ideile acelea atunci, ușa se deschide în loc. Doamne, aveau așa o bucurie, ne-a antrenat bărbații uneori, într-un mod repetat, în aceste călătorii. Îi plac femeii să poată să aibă aproape și atunci unora are amnezii, așa cum a avut doamna. Se deschide ușa aia răscărțind și spune, mă mai iubești. Mă mai iubești, zic, doamna, se înțelege? Se înțelege că ești cum să mă? Păi întrebarea mea este, ce mai vrei? Pentru că în spatele acestei întrebări se află o dorință a dumneavoastră. Da, pentru că tu mă iubești, te duce și ți-ar duca tare mult, să mai un ingredient, îi trebuie doamnei tare ca să facă măcar mai gustoasă și mai plăcută. Și dacă vei face lucrul acesta, atunci să știi că iubirea va fi garantată și va fi explicată. Am stat și m-am gândit, deci dacă nu mă duc, se înmorează mai devreme. Dacă mă duc, tot mă prind de ideea asta, hai să tot mă prind. Hai să duc să se facă turism, eu, că nu am la dispoziția bucătării și mă gândeam ce să fac, tensiune mare. Și m-am zis, mă duc, că până la urmă trebuie să mă duc. Și dacă mai ai o stare bună, mâncarea ți se oprește în gât. Și m-am dus și apoi am pus cutia cea de masă, care a cedut masă, apăsat pe masă, oarecum să se știe că semnul de punctuație este foarte clar. Punct! Doamnă, cred că este ultimul mers al meu spre obiectivele dumneavoastră culinare. Și a zis, da, punct, și la capăt. Nu era o această explicație, dar până la urmă mi-am dat seama că ea nu se opărește. Cine știe ce e? Dorințele. Am venit la de din bucătărie ca să iau ideea de a mai gândi, eu știu ce, la mâncarea respectivă, să mai sezoneze și m-am cufundat în cartea aceea, până când ușa s-a deschis aproape. Ochii mari, zâmbetul ei a fost ucidat generos chiar, în dorința ca să obțină ceea ce vrea. Și spune, dragul meu, scumpul meu, mâncarea e gata, aproape gata. Te mai lipsește un mic ingredient. Ai jos, nu te duc la mai ai jos, te duci și vie și dacă nu iei, vom fi fericiți amândoi. Și mai ales pentru că pentru tine se fac această mâncare. Mâncă, așa, dar vreau ca mâncarea să fie cât mai gustoasă pentru tine, dragul meu.
și Doamne cu creierul meu a plecat. Acum este în drumul acesta de a vedea lucrurile mele. Eu am lăsat gara în spate, nu mai am nimic de făcut pentru tine. Eu mănânc cu plăcere, așa și fără acest lucru de bine. Te rog frumos, poți să o faci, mă chem la masă, voi mânca cu plăcere, așa că atât. Pum, și nu de la cap. Trebuie să spun că ușa n-a mai scârțit, de ce? Pentru că a fost scârțită cu troc. Și când mă plătești repede, nu mai scârțit. Și apoi s-a auzit, după câteva zeci de minute, ușa deschidând din nou la masă. Am înțeles că, fără muzicalitate, această chemare avea ceva sumbru. Și m-am dus la masă. Arătat o supă cu căruște și cu roșii. Acum o să vedea buionul meu. Eu l-am făcut, că am făcut și eu ceva acolo. Stăle la boabe mare, erau mele, deci am avut și eu participare implicare și noastră. Gust. Ceva există. Lipsește ceva la supa asta, doamne? Nu, nu lipsește nimic, e bun așa cum o mănânci toată, e gustoasă. Trimiți oameni așa, să trebuie la felul 2. Felul 2. Șnițele, acolo, sos, bun. Ia. Doamne, lipsește ceva, doamne? Nu lipsește nimic, e gustoasă. Două până la capăt, hai că primul fel. Da, doi, da, urmă. Doamne, lipsește sare. Și ea spune, toate fotografie se arată. Dacă dorgești în boare, atunci lucrurile deveneau complete. Și a spus, nu! Dacă tu erai atentă și îmi spuneai toate la un loc, atunci puteam să le aduc, dar tu mi-ai fragmentat ta, existența mea de astăzi și pur și simplu n-am putut să urmăresc de un fil, de un cap la altul. Tu ai putut în sărbătă, tu ai putut în sărbătă. Și în momentul acela m-am ridicat la masă, am deschis ușa la bucătărie și am închis-o, cum am închis și ea, ușa de la bucătărie. Și mă gândeam, ce element ar fi putut să săreze totuși relația noastră? Un singur piatră, pare rău. Și atunci, viața devenea gustoasă. Deveneam disponibil să cobor și să sărez mâncare, dar a fost foarte puternic pe poziția mea, ca să publicitez modul meu de a vedea lucrurile într-o relație. A fost cândva. Și poate când și când s-a mai insinuat într-o situație din asta. Dar, dumneavoastră, ați avut ceva de felul acesta în viața dumneavoastră de familie? Asta înseamnă responsabilitatea de a te obligi în celălalt. A te afla aproape de cineva este una dintre cele mai mari provocări din lume. Asta înseamnă că o căsătorie nu este simplă. Este meseria cea mai grea. Fiecare oră de relaxare, fiecare poftă, dorințele, toate se află sub privire de partenerul meu de viață. El este cel care mă analizează. El este microscopul și în același timp este telescopul atunci când sunt departe și sunt văzut de ea acolo unde sunt. De aceea, lucrul acesta presupune că sunt dispus să mă confrunt cu păcatul meu, dar cât mă păstrez în gestiunea aceasta căsătorie. Trebuie să fiu, de asemenea, dispus să aud ce îi displace partenerului meu și, de asemenea, să refuz să mă las cuprins de paralizia aceea că dacă îmi descoperă greșeala mea, nu mă va iubi suficient. Există totuși o judecată nesănătoasă din aceea că trebuie să mă ascund de celălalt numai ca să nu-i ofer imaginea completă a ceea ce însemn eu în căsnicie. Lucrul acesta este cu totul fals. Ori de câte ori îmi arăt vulnerabilitate, ori de câte ori îmi arăt starea mea greșită și îmi cer iertare pentru ea, în cazul în care am lezat persoana cealaltă, nu va fac ceva decât să ne apropiem mai mult. Să arătăm pur și simplu printr-un strigăt neauzit, dar totul de sute, evident că am nevoie de ajutorul celuilalt.
că în dragoste, cei doi vin unul către celălalt, puternica hotărâre ca amândoi să piardă și să nu câștigi. Sună destul de ciudat pentru natura noastră alergică la competiție. De aceea, cea mai importantă căutare în investiție nu este fericire. Mai țineți minte, existau și cărți și la noi este fericirea în căsătorii sau în căsnicii. Cum să obții fericirea? E bine, căutarea cea mai importantă nu este fericirea. Dacă faceți puțin analiză, veți vedea că tonul lumii de astăzi este acela de a căuta starea de bine, de a te așeza cât mai bine într-un un anume confort relațional, sufletesc, și să nu te confrunți cu situații care ar putea să te destabilizeze. Ești atât de doritor ca să ai bucurie continuă, fie de rău, toate să meargă bine, nimic să nu se întâmple, sănătatea să fie neapomenită. Copiii altuia nu iau examene și nu trec școală, nu. Altcineva consumă droguri, nu. Altcineva divorțează, dar la mine nu se întâmplă așa ceva. Nu sunt conflicte la mine, alții sunt conflicte. Această goană de postare de bine, urmărită ca finalitate, nu este decât o fericire păcuboasă și dăunătoare, care pur și simplu trage căsnicia pe un teren foarte periculos. Îi dă o infantilitate și maturizarea noastră este tot timpul amânat. De ce? Pentru că urmăresc un deziderat care nu este al lui Dumnezeu. Vom vedea aici. A descoperit cum să căutăm provocările, bucurile, luptele, sărbătorile din căsnicie, ca să ne apropiem de Dumnezeu și să ne dezvoltăm un caracter creștin. Iată prioritatea care contează în relația noastră cu celălalt. Direcția în care gravitez, în mod firesc, nu este nici îndreptată spre sinceritate și deschidere care duce la schimbare. Noi suntem egoiști și mai avem și o pretenție de a fi primii printre primii. Am observat cu câtă plăcere părinții își luau copii și aduceau aici la povestire și momentul acesta este destul de gustat. Se vadă pe copiii lor, aici, în anturajul cuvintelor sănătoase și bune. Și lucrul acesta îl făceau și părinții noștri. Când eram mici, țin minte că eram la fiecare program învățați să spunem poezii. Aveam o rudă de noastră, Cheța, care ne învăța poezii. Și într-o toamnă, când era sărbătoarea roadelor, am fost și noi între prinși în program. Mi-amintesc de poezia care trebuia să o spun, era cam așa. Se coc strugurii la fii alții roșii, precum îndulcești focul lor, Doamne, să îndulcești cu viața tuturor, că așa știam să spun. Eu când spuneam o poezie, o spuneam într-un fel aparte, mă mai încurcam, urcam cu tropot, coboram cu tropot, spuneam poezia de pe acolo, pe aici era la jumătate, o terminam aici, cum? Totul era să termin. Important era pentru mine să realizez spunerea poeziei. Nu mai încurcam, mă opream acesta, cum e că nu mai știu. Și dialogam cu ea, în plină evocare, vezi, fratele meu, cu tăia mai mare ca mine, un blond frumos, un costum de catecar mai mare, când apărea el biserica aici. Spunea cu oară, urca, așa, ca o poezie, avea o statură de ridicat, era plăcut și poezia lui era așezată la urmă ca să producă cea mai mare impresie. Pentru că dacă mă punea pe mine, strica tot. Dar el era la urmă și urca și se uita undeva într-un colț și aloca un zâmbet de diafană înainte de a spune poezia. Și bătrânele, frumele mele, măcar au o mamă de poezia frumos. La Tegau Ivan, doar eu cu fratele Bebe, suntem, sau mai sunt și alții, mai sunt și alții, la Tegau Ivan acolo, mai este o expresie. Și cu paia și tărpile lui, ca să aprecieze
cât de valoros era persoana aceea. Și că nu urca. Și a fost momentul lui ultim la sărbătoarea lor. Toată lumea liniște. Biserica de Traian, 140 de persoane. Deodată, toți așteptau într-un mod avit să spună Eucharistia. Un minut, îl privea Gioconic așa într-o parte și toți așteptau să dea drumul la Eucharistie. Care erau știa perfect, bine le-am făcut pregătiție. Ne-au urcat cerța pe niște buturuși, ne-am urcat pe biserică, am spus poezia, eu cum am spus eu, el cum știa să o spună, impecabil, nu greșea, n-avea dreptul. Și acum trec o rând. Trec două minute. Roare, vă dați seama că ceva trebuia să se întâmple, de ce nu spune poezia, trebuie să spun poezia. Trei minute. Apoi au apărut îndemnurile ca să spună poezia. Hai că știi, hai că... Trei minute și mama văzând că totuși el era doar într-un zâmbet și nicio expresie audibilă, s-a repezit la ea ca un cultur la loc de cât, dar nu sunt spatele bisericii, s-au dus cele de cății acolo. Eu eram încântat pe coanică, tu să știi poezia, nu spui, n-aveam ce iubire. Când spunea poezia, eu eram încântat de mult cum spune, de la bucoate în stânga dreapta, mai fratele meu, spune el și eu s-am urat. Însă acolo a spus nimic. Și lucrul s-a contredat pe toți. Pur și simplu a lăsat programul așa în aer. Acum, când am ajuns acasă, care a fost întrebarea noastră, capitan? Toți. Nicu, eu, ce toți? De ce? N-ai spus poezie? Care a fost răspunsul? Este un răspuns pe care trebuie să-l descifrez, pentru că este o expresie din interiorul meu. Și spune, v-am făcut paf. Ceea ce însemna că v-am terminat, v-am dat gata. Ce înseamnă asta? Adică cu ușorul lui mic am făcut ideea să vedem voi ce înseamnă program fără mică. Să vedem ce înseamnă program fără prezența lui. Să vedem ce înseamnă mică care știe mai greu să spună poezia, mai cum el știe. Și eu am să ne dau lecție cum se poate să trăim ca biserică doar așa, în imaginație, fără el. Și am făcut o chestie de asta, o lecție, ca să ne învețe pe noi cum să prețuim mai mult. Mi s-a întâmplat în familie lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat ca să dați lecții celui dat de prețuri, să sunteți în părere. Nu există ceva mai păduos decât de egocentrismul justificat sau un ideea justificat. Și ori de câte ori începi să îți dai dreptate în ceea ce spui și faci, vrei ca să arăți într-un mod explicativ, așa cum s-a întâmplat și cu fratele meu, cât de valoros ești tu în ceea ce înseamnă comunicarea și viața în cărui. Inclinația mea naturală spre păcat mă face să-mi construiesc o imagine strălucitoare. Noi am devenit nimic mai mult decât niște protectori, lași și uneori violențe proprii noastre persoane. De aceea, relația de căsătorie mă obligă să îmi văd deficiențele mele, să mă încurajeze să descopăr atât ticăloșia omului în general, cât și pe a mea în particular. Eu n-am mai ținut tipul acesta de subiect, însă am fost inspirat să îmi dau seama că totuși noi ne pustim să ne căsătorim pentru o mașină a romantismului și a bucuriei care trebuie să meargă uns. Numai că realitatea pentru care Dumnezeu mă cheamă în căsătorie este cu mult mai mult decât aș dori eu din punct de vedere al viziunii mele profetești. Dacă vrei să lucrezi pentru Dumnezeu, nu te căsători. Pentru că și-aia timpul costă. Dacă vrei să fii un apostol Pavel și să ai o viziune largă, cât mai largă, atunci nu te căsători. Dar dacă vrei să fii asemenea lui Hristos, în caracter atunci căsătoriște. Pe care mă alegeți. Ei bine, în situația în care eu vin să mă confrunt cu mine, mă sunt prin partenerul meu, este una dintre cele mai teribile provocări
pe care mi-a dat Dumnezeu în această viață atât de reală și atât de vulcană. Nu trebuie să urmărim atunci când intrăm în creștinie să fim împiniți. Deci ori au expresii de felul acesta ca să fim împiniți. Și gândul nostru este ca celălalt să mă împinească pe mine. Ca celălalt să funcționeze și să trăiască o viață în așa fel încât să mă amenajeze în tot ceea ce înseamnă așteptările mele. Și mai degrabă să fim asemenea lui Hristos. Ori lucrul acesta mi-l dă Domnul prin oglinda de lângă mine, care îmi dă și un diagnostic și îmi spune cine sunt eu. Păcatul nu pare niciodată șocat atâta vreme cât este cunoscut de noi. Însă, în momentul în care este cunoscut de partenerul nostru, parcă este amplificat de 10 ori mai mult. Și teama aceasta mă face pe mine să mă securizez, să îmi un fel și fel de obloane, ca să nu se vadă realitatea care vreți. Există o piedică majoră în relațiile maritale și această piedică este ceea ce vă spuneam, egocentrismul justificat. Și mi se pare logic și, prin urmare, acceptabil, dat prin modul în care a fost tratat. Deseori, în care au loc și atitudini de definirea celuilalt prin expresii care nu ne convine. Uneori, partenerul nostru ne etichetează, nu ne convine. Partenerul nostru spune niște cuvinte care nu ne plac, totdeauna ești așa, niciodată n-ai făcut, nu vrei, deși lucrurile nu stau așa. Iar noi, ca bărbați, de exemplu, din punctul meu de vedere, noi suntem raționali, în mare parte, și noi socotim cu de atâtea ori am făcut lucrul ăsta, dar numai că partea cealaltă generalizează într-un mod obsesiv care nu-mi convine niciodată, mai multe totdeauna. Bine, lucrul acesta ne determină ca să ne justificăm. Devine foarte greu să ne recunoaștem că suntem vinovați. Și când ne mărturisim greșelile lui Dumnezeu și semnilor noștri, încercăm să oferim unor și o explicație pentru păcatul nostru. Da? Cerem iertare, dar spunem, ai dreptate, n-ar fi trebuit să fac așa ceva. Însă, nu vreau să repet greșeala, dar dacă soția m-ar fi ajutat, ar fi fost altceva. Dacă ar fi fost alte condiții create de partenerul meu, n-ar fi fost atât de mânios și atât de reactiv. Același păcatul care se confundă doi oameni diferiți, îl poate face pe omul să meargă spre o înțelegere profundă a vieții cu Dumnezeu sau spre o mai mare cădere și spre o mai mare stare de neplăcere în tine. Iar dacă îl ducem spre o relație profundă cu Dumnezeu, pur și simplu creăm cadrul unei maturități. Cât ne costă pe noi ca să obținem o căsnicie nu fericită? Pentru că m-am spus că nu urmărim. Fericirea este o consecință. Noi trebuie să urmărim altceva în principal. Cât ne costă pe noi o căsnicie care să îi placă lui Dumnezeu și să fie lucrată de el? Și este o frază cu care puteți rămâne, o propoziție. Dacă uitați tot, asta nu trebuie să uitați. Noi obținem de celălalt cu prețul propriului nostru eu. Noi obținem de celălalt cu prețul propriului nostru eu. Când renunțăm la eu-ul nostru în fața celuilalt, nu facem altceva decât să ne dăruim într-un mod în care îl determinăm pe celălalt să gândească la schimbare. Vreau ca să vă dau o definiție care ne înspăimântă și vă spuneam, nu fericirea este căutarea primordială, ci altceva. Trebuie să renunțăm totuși la ideea că noi putem să depășim dificultățile întâlnim doar rugându-ne. Rugăciunea este absolut necesară, însă ea trebuie
să cheme puterea lui Dumnezeu de transformare și nu doar de verbalizarea unor cuvinte care sună la rugăciune, dar care nu dă voie prin Dumnezeu să lucreze în noi metamorfoza pe care El o vrea. Starea de om căsătorit este o stare continuă de mortificare. Adică va trebui cumva să lăsăm mereu și mereu în noi acele lovituri care să zdrobească din ceea ce este indezirabil și care face ca relațiile din jurul nostru să intre în pericol. Căsătoria ar putea să fie cea mai grea slujbă la care s-ar putea angaja cineva vreodată. De ce? Pentru că ea trebuie să permită în legăturile noastre, să permită confruntarea și în același timp să accepte modelarea pe care o poate da celălalt. În spatele fiecărui caz de nemulțumire stă un păcat preferat. Subliniez lucrul acesta, în spatele fiecărui caz de nemulțumire maritală, zace un păcat de care persoana respectivă nu s-a pocăit. De aceea, cuplurile nu pierd atât de mult dragostea cu pocăință. Se pierde și dragostea când este pocăință, însă lucrul acesta reclamă mai întâi pocăința și de aceea pierderea aceasta este atât de păcuboasă. Nu trebuie să uităm că noi intrăm în căsnicie cu un set de atitudini păcătoase. Atunci când e zona ideală, tendința noastră este ca să le ascundem sau chiar să alergăm spre alte relații, să socotim că partenerul nostru din fața noastră nu este atât de convenabil și nu răspunde așteptărilor pe cum eu mi-am imaginat că trebuie să răspund. Căsătoria presupune un grad înalt de transparență față de partenerul nostru. Într-o zi, doamna, pe când m-a văzut la birou, ea lucra la casa de pensii de la Uniune și ea lucra cu pasiune și cu conștiinciozitate acolo, dar când venea acasă, era curatorul așteptării, mâncare, de curățenie. Și într-o zi, cum spune noi filormanele, ea cășuna pe mine. Și a zis ea, ia să faci și tu astăzi curățenie generală, dar nu așa de mântuia. Pentru mine a fost un afront destul de greu. Pentru că la început a zis așa, că tot stai, ia să faci o curățenie generală. Eu eram acolo la birou. Scriam la computer, compuneam, aprofundam, gândeam, citeam, făceam un efort pe care nu putea să-l fac. Și îmi spune, pentru că tot stai. Asta ce înseamnă? O banalizare a activității mele. Și al doilea, de asemenea, o etichetare neplăcută, cum faci de obicei, să o faci de mântuială. Și trebuie să răspund în drept, că nu este prima mea, să zic, primul meu exercițiu cel mai bun atunci când fac curățenie. Ea când face, face, profesionist, ea e perfecționist în privința asta, însă când face, să mai atât. Na, unele rămâne din urmă, cum spune mai la rugăciune. Și ea mai atrage atenția și spune, mai e aspira mine în colț. Mă uit în colț. Tocmai acolo trebuia să mă fac să iau fericora de acolo. Că n-am ajuns aspiratorul până acolo. Și acum mi-a dat tema. Să cureți faianța din bucătărie, să cureți cresia, mobila, să aspiri. Seama ce temă de plăcută mi-a fost dată mie ziua aceea, că nu eram în plină creație. Și pleacă doamnă. Și să te uiți, m-a lăsat așa, cum ai zis, uite, să fac, ce să fac? Să fac curățenie. Fac, fac și acolo. Și pe când am început, fără tragere de crimă, totodată, am avut o revelație. Ce ar fi să fac o curățenie cum n-am mai făcut niciodată? Și ochelarele aceștia care sunt decidite, am pus la ochi. Și în preajma paragrafului m-am uitat la faianță. Și pe faianță, gospodine, știu, ce să depune acolo? Ce să depune? Punctele? Mâncare de grăsime. Și atunci ia buletele de sârbă și dă frumos.
fiecare pătrățică de faianță și curăță bine. Și mi-a dat, bineînțeles, și tehnica. Deci apă, pe urmă detergent, pe urmă curățică cu apă, hârtie uscată și pe urmă fontanelă. Și așa am făcut la Ioana, dar și cu sârmă, pe reță. Și când m-am uitat și de aproape și de departe, îmi era așa drag de mine că am făcut o treabă curățată. Și de-abia așteptam să vină Doamna. Curățat bine tot, urmă jos. Și m-am gândit eu, eu am să spăl mobila de bucătărie, dar niciodată n-am scos sertarele și tatăl meu să le curăț. Și am scos. Și pe dinăuntru. Și pe urmă m-am băgat acolo în duramul estetic și pe plafonul de apă și în interior. Niciodată n-am făcut așa ceva. Era mândru de mine și deja începusem deja să mă umflu de importanță. Am trecut la aspirat. Până când s-a aspirat, m-am dus și am luat niște flori, mi-am pus bine undeva și am păstrat până când s-a aspirat. Și am aspirat, frații mei. Dar ce aspirat am tras. Deodată mi-a venit o idee genială. Pereții ăștia nu sunt cei buni de praf. Și am aspirat pereții. Un bărbat de aici care a fost pus la asemenea munci, a bine a făcut ce am făcut eu, și plafonul am aspirat. Și apoi m-am gândit și la tablou, pe spate. Nu am fost aspirat, că doamna mea nu merg la aspirat. Deci ea nu face care vreau, am să fac. A săcut fădată așa ceea ce am făcut eu. Pentru că în două ocazii, iarăși, ca să mă slăvesc puțin de cât de mult efort am depus în această la notă. Și după ce am aspirat bine și am făcut și în colțuri, operația care iau lucerea, a pus florile și m-am dus o iau pentru că era aglomerație. Și am luat-o, am parfumat puțin doamna și cum a intrat doamna și a văzut florile și a spus opa, ceva s-a întâmplat aici. Ceva s-a întâmplat, zic că probabil că da. I-a văzut că nu e chiar ceva normal. Ceva normal e cu observații, imediat observa, dar acum nu prea avea ce să observe. Că intră în bucătărie și ea privește așa pieziști ca să vadă dacă am lăsat urmele. Doamnele sunt foarte exigente în privința asta. Să uită nicio urmă, că e uscată. S-a apropie de aragaz, curat. Și a spus, tu m-ai făcut? Să nu eu. Și pe curare nu se știe, adică am scos și sertarele ca să fie mai curat, așa, știe de mână. Toată asta, bine. S-a uitat pe jos, bine, bine spălat, bine curățat, petre nu eram acolo. S-a dus în sufragerie, a văzut că a speriat frumos, cu covori, dar n-avea de să știu, zic, așa, mai bine, deodată să aspre și pe pereți. Tu ai făcut asta? Da. Și tavanul, și tavanul, și tavanul. Și am, știți, cei care au candelabre sau de felul ăsta, eu am cu volute, cu niște flori, și se pune praf acolo și câțiva ani de zile tot era praf și tot îmi spunea doamna, poate te duc și tu acolo să mai curieți. Da, da, sigur că da, numai că noi suntem foarte disponibili să spunem că suntem de acord, numai că distanța cea mai mare este de la inimă la minte. Când să aplicăm lucrul ăsta, trece timp. Și tot lucrul ăsta e eu. Doamna era într-o încântare deosebită și zice, niciodată nu ai făcut ceea ce-a făcut mâna. E, să mai cânt. Asta vreau să spun, că nu să fie mereu așa. Și deodată sunt la mine. Și spune, dar cuptorul de la Aragaz ai curățat. Dar nu-l curățați. Și zic, n-am, mă, că n-am știut de care. A dat din număr de ei la bar, dacă ai curățat. Ce să mai ai? S-a dus în camera acela să-i dat telefon. Papaul tău, pe tine, a făcut o curățenie nemaipomenită. M-a liniștit, m-a uns puțin când gabon de la restanța aceea cu cuptorul. Ideea este că ar trebui să mă supăr într-un mod în care
să coromit niciodată, nu mai mă vezi în teritoriul ăsta, o să vezi tu, da, fă tu, că așa se întâmplă. Însă, mi-am dat seama că am pe cineva lângă mine care merită de toată cinstea, care atunci când face, face cu responsabilitate și cu pasiune. Eu am făcut atunci și vă dați seama motivul prin spatele de acțiune. Se dovedesc că sunt în stare și noi putem să fim în stare, ce de? Numai că nu este prima mea prioritate. E importanța cea mai mare a aceea noastră. Noi nu suntem atât de buni, dar dacă depunem interes, problema este cât de mult îl prețuiesc celălalt în așa fel încât să-i dau cinstea și respectul cuvenit pentru ceea ce face cu atâta pasiune. De aceea, când intrăm în căsătirii tăi ca să ne confruntăm, intrăm ca să ne vedem cine suntem și în ce măsură viața noastră corespunde și trebuie transformată pentru cele care este atât de aproape. Multe căsnicii suferă divorțuri pentru că unul sau ambii parteneri fug de propriile slăbiciuni scoase la iveală, în acele măsură în care fug de un lucru pe care nu îl pot tolera la soțul sau soția lui. De aceea, felul în care noi ne purtăm unii cu ceilalți publicitează căsnicia noastră. Și până la urmă trebuie să ne gândim că nu atât de mult trebuie să apară în fața oamenilor căsnicie care este cântată frumos, care este interpretată bine. Noi publicitatea de Dumnezeu. Publicitatea pentru căsnicie este publicitatea pentru Dumnezeul căruia îi slujesc. De ce? Pentru că în ea se vede autorul a ceea ce se întâmplă. Odată ce noi am văzut pian, pentru că eram în situație destul de grea, se cânta la pian în fiecare seară, vecinii ne-au întrebat ce se întâmplă de mai cântați. Și lucrul acesta se poate întâmpla și pe o căsnicie. Mergem împreună, lume de mână, la un moment dat nu se mai întâmplă așa ceva. Și întrebarea, chiar dacă vine audibilă sau nu, este de ce nu mai mergeți așa cum mergeați acum? De aceea, ceea ce facem noi în cămin, pur și simplu definim căsnicia noastră, definim biserica din care suntem și în special îl definim pe Dumnezeu. Îl facem atractiv sau îl facem uneori la distanță de ceilalți funcție, de cum reușim ca să lăsăm pe el să intre în viața noastră sau cumva să ținem de parte. Sunt întrebări comode și acum intru exact în răspunsul la nu, fericirea este prioritate. Dincolo de întrebarea cum să ne îmbunătățim căsnicia, sunt întrebări care zguduie filozofia noastră despre fericire. Dacă e o întrebare pe care eu n-aș spune, dar totuși o pun. A pus-o cineva ca să poată să nască alte întrebări. Dacă mariajul nostru nu a fost intenționat de Dumnezeu să fie prea ușor. Apoi, dacă Dumnezeu a avut un scop final care depășește fericirea, confortul și dorința noastră de a fi îndrăgostit vermânește unul de celălalt și încântat de celălalt, parcă totul va fi cel mai frumos loc și cel mai desăvârșit. Dacă Dumnezeu, și acum vine problema de bază, dacă Dumnezeu a proiectat căsătoria mai degrabă de a ne face sfinți decât pentru a ne face fericiți. Observați care este diferența de a fi fericit și de a fi sfinți. Fericirea, v-am spus, decurge, este o consecință a unei stări spirituale care vine din aprobarea a tot ceea ce face Dumnezeu în viața mea pentru ca să-l pun pe celălalt pe locul întâi. Există un seminar pe care îl am și anume predic un pic pentru locul 2. Ceea ce înseamnă că totdeauna Dumnezeu va accepta locul 2 al nostru pentru ca să facem pe celălalt mai presus decât pe mănișine după Filipeni capitolul 2. În căsnicile noastre se induce, cumva și n-aș vrea ca să lăsați să se infiltreze ideea că romantismul este starea care păstrează căsnicia proaspătă.
Să știți că romantismul este totdeauna flexibil și nu este atât de flexibil. Dragostea nu înseamnă un romantism perpetu, păstrat la atitudinea pe care am avut-o noi atunci când ne-am căsătorit. Noi avem diferite etape de viață care definez dragostea nu neapărat prin, să zic așa, culoarea mereu vie și proaspătă pe care o dă romantismul. Desigur, suntem atât de preocupați de viață, suferim, avem copii dificultate, avem oameni care suferă dintre noi și pe care trebuie să-i gestionăm, avem situații crunte de viață și nu putem să fim tot timpul în focul acesta al romantismului, ca și când este cel care ne întreține nouă existență. Și totuși, iubirea romantică, ea este cumva cea care ne dă când și când acea bucurie și motivație de a nu uita că dragostea a intrat în subteranul nevoi și că dragostea are diferite forme de exprimare. Dacă scopul căsătoriei nu ar fi decât să trăiesc în extazul acesta romantic mereu și mereu și de a mă face fericit, atunci ar trebui să facă rost de o căsnicie la fiecare 2 ani. Pentru că nu se menține lucrul acesta. Am să încerc să închei cumva, să mă apropie de încheiere, cu ceva ce s-a întâmplat în felinul nostru, dar este puțin tardată întâmplarea ca să pot să scot omora. Veneam de la un simpozion din altă țară și doar mă știa că trebuie să vin la ora cutare, ori până în ora 9, și ea s-a gândit ce-ar fi ca să mă întâlne într-un mod romantic. Așa că a scos niște lumânări cu miros de vanilie, a făcut niște clătite cum mai știe să facă, a făcut o limonadă cu mentă cum ea știe să facă, a pus apoi niște flori pe aici pe acolo, dar ceea ce a avut ca să fie de șoc și să mă impresioneze a fost schimbarea mobilei în apartament. Pentru că soțul ei nu prea avea resurse suficiente ca să îi mai aducă câte ceva nou acolo, chiar schimba mobila și o plasa altfel, în așa fel, să arate ceva nou și proaspăt. Și atunci ceva nou. A schimbat comoda din lângă ușa spre balcon și a pus-o aici lângă ușa de intrare. Candelabrul a schimbat, măsuța aceea a pus-o mai aproape unde nici nu vădeam că poate să fie pusă. Patul a mișcat și pe acela și deodată a configurat din nou ceea ce îi plăcea ei să se întâmple în casă. Ce m-a așteptat? Avionul meu a înviat, final a plecat, mai târziu. În aeroport am luat niște flori frumoase, deosebite frumoase. Și zic, doamna mea să suporte întârzierea din această investiție coloristică. Iar, îmbrăcat într-un capot frumos, de mătase, roz, așteptă și a dormit în urmă. A stins un mărmurile? Nu. Am întârziat spre 12 noapte, am venit și am uitat ușor ca să ne rămâșesc, m-am dus, m-am spălat de microbii transportului și apoi cu florile ușor am intrat ca eventual să le lase acolo la capul ei. Cum am intrat? Am dat peste un cod, dar am dat un care nu era acolo. M-am destabilizat, m-am răsăcit în aer, am căzut peste masa unde erau acolo și cotorețele era și erau clătitele, totul s-a împrășteat. M-au bătat de sus până jos. Candelabrul acela care era acolo a căzut și a căzut peste doamna, iar proprietarii a prins pe mine și a spus, ce faci? Ce faci tu? Adică, asta e casa noastră sau e casa? Dar am zis eu, sunt fel de un prinț, nu un uricios. Că, păi, așa se întâmplă, fără să mă întreb pe mine, fără să-mi spun ce vrei să faci. Păi și cu mărgări, ce faci cu mărgări? Să vezi o casă. Iar fricarul îți pare că probabil. Trebuia să lumeze calea mai prins, dar se pare că nu a avut pe cine să așa faci totul. Totdeauna faci de capul tot ce vrei tu
Și am spus, dacă Sfântul zice, băi, când am găsit de un scaun cu picioare, zice că se moară acolo de amăzut. Frige ciocurile și fă curată cinea. Păi dar am spus, mă lasă, să uită ce mă, ești tu cea care ai fost implicată, nu? Și a spune, cel care a stricat acela trebuie să facă lucru. Zic, bine, fac, dar eu nu mă recunosc în această cameră, pentru că nu este aia. Și apoi am plecat, un ecaz, în sufragerie, ca să îmi duc acolo apăsarea mea sufletească, care putea să fie. Ce ziceți? A meritat și era acesta? Trebuie să vă spun că nu s-a întâmplat așa. Hai să vă spun scenariul de altă. Am pătruns în casă. M-am împiedicat de comod. M-am răsucit în aer, am căzut peste masa de sticlă, am vărsat tot, colonțele împrăștiate, clătitele cu gem, erau la... m-am împrumutat și pe mine, puțin cu vârceața lor. Și deodată spaima cu spune, ce s-a întâmplat? Candelabru a căzut, peste doamna, doamna, a prins lumina, bineînțeles că a urmit-o puțin și ce faci, am zis. Și i-am întrebat, dar ce-ai făcut tu? Ea spune, dacă nu ai avea floarea aia, că ești cu capul, s-a așezat o floare, când ai fi uite sus până jos, se pare că după față, îți pare bine că ai să sucă acasă. Și eu zic că, dacă exceptăm vânătoarea care este deasupra ochiului, și dacă ne uităm cumva la lumânările acelea care trebuie să fie aprinse, se pare că ești cel mai bun designer în casa aceasta, după cum ai mișcat lucrurile. Și în momentul acesta am început cu convins amândoi, iar de ce nu vezi jos, care este foarte greu de evit, a luat o lingură și a făcut de calul greu. La ora asta, fiecare se odihnește, nu încearcă să se covrească. Modul pe care te ucidezi pe fricirea. Cum poți să suferi stările de tensiune încât celălalt să nu fie obiectivul de denigrat, de atacat și adversarul care te-ai pus la punct. Și trebuie să faci din familie, să faci din elemente familiei, să faci cea mai frumoasă provocare în viață. De aceea, valoarea căsătoriei este aceea de a deveni asemănător cu Iisus. Vă amintiți textul pe care l-am citit la început, în locul capitolul 1, dacă voi și cineva să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta presupune că în momentul în care te căsătorești, va trebui să știu că mă voi confrunta cu egoismul meu și orice ocazie în care mă confrunt cu mândria mea, cu starea mea de căzută, este de fapt de o valoare spirituală enormă, pentru că pur și simplu mă evaluează și mă aduce aproape de nevoia aceea pe care o știi în casa lui Dumnezeu. Este ridicol și închei cu aceasta, este ridicol ca să căutăm la oameni ceea ce nu mai e dat Dumnezeu pe Iisus. Noi încercăm cumva să credem că celălalt trebuie să ne dea totul nou și avem niște așteptări supra-realiste. Pe când Dumnezeu ne cheamă ca să nu exacerbăm și să nu depășim așteptările noastre și să nu credem că celălalt trebuie neapărat să ne dea tot ceea ce ne mulțumește pe noi. De aceea, numai la Dumnezeu să cerem perfecție. Numai la El să cerem mereu zâmbetul acela și bucuria aceea care o dă El. Deseori vrem ca partenerul nostru să fie în poziția cea mai avantajoasă, să ne întâlnim cu brațele deschise, cu zâmbet, cu tot ce înseamnă viață frumoasă care să îmi dea mie sentimentul de stabilitate și de apreciere, numai că nu putem aștepta așa ceva. Vom găsi la celălalt fel și fel de stări care poate nu ne plac, dar ele totdeauna mă pun în fața unei situații și a unei atitudini pe care trebuie să o am ca să fie cel de lângă mine, în așa fel de să-l pot ridica la timpul potrivit și să consonăm în situațiile de bucurie atunci când Dumnezeu cel. Scopul căsătoriei, deci, întrece fericirea. Pune la dispoziția
fiecărui dinți, fiecărui cuplu, resursele pentru a iubi pe Dumnezeu mai mult, ajutându-ne unul pe celălalt să reflectăm pe Dumnezeu mai mult și să trăim Sfințenia. Dumnezeu să vă binecuvinteze în acest demers și vă uitați ca să podea este treaba serioasă. Amin.
Îți mulțumim, Tată Ceresc, pe și dimineața aceasta. Tu ne chemi ca în familie noastră să fie dragoste, să fie bucurie și părtășie. Te rugăm, revarsă din belșug în familie noastră, tuturor cel Sfânt, ca El să ne ajute să putem să înțelegem care este voia Ta în familie noastră. De aceea implorăm în dimineața aceasta, în momentul acesta, Duhul cel Sfânt să călăuzească fiecare membru al familiei, iar Duhul cel Sfânt să facă ca armonia în familie, să putem să spunem ca și rugăciunea Tatălui nostru, fie împărăția Ta, precum în cerul, așa și în familia noastră. Te rog de asemenea să reveri diversul Duhul Tău cel Sfânt asupra noastră, fiecare partener în familie, ca să putem să spunem și ne iartă nouă, așa cum și noi iertăm greșiților noștri. Dă-ne puterea aceasta, ca să putem să devenim cu adevărați copii ai Tăi. Dorim din toată inima ca fiecare familie din locul acesta să-L ia ca și conducător al familiei pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Cel care s-a jertfit pentru noi, și ajută-ne ca împreună cu El să mergem spre împărăția Ta. În numele Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Amin.